vom găsi prin comunele prin care am trecut, oamenii sunt speriați, supărați după ce și-au văzut agoniseala de o viață distrusă în câteva minute. A fost nevoie ca o viitură să vină de pe versant și totul s-a năruit într-o clipă aici la Cleanov, unde ne aflăm. Puteți vedea ce forță a avut apa, a dărâmat garduri, a intrat în curțile oamenilor și mai ales a intrat în gospodării. Mulți dintre ei nu au apucat să-i salveze nici măcar animalele sau dacă au reușit doar o parte, vă spuneam, sunt supărați, speriați și se gândesc cu ce bani vor reuși să refacă tot ceea ce au construit într-o viață. Spuneau oamenii că nu a durat mult, în mai puțin de 10 minute, apa aici, în cadrul pe care vedeți dumneavoastră acum la televizor, depășea un metru, apa a trecut peste podul pe care ne aflăm, cu aproximativ un metru, au venit de pe versant, vă spuneam, foarte multe resturi vegetale, crăci, s-a blocat și scurgerile. De altfel, aceasta a fost o problemă și în alte localități, unde canalele nu au mai făcut față și astfel apa a intrat în curțile oamenilor. Tot ce mai speră acum săteni este ca măcar în perioada următoare, în orele sau în zilele următoare, ploaia să nu mai vină, pentru a încerca măcar cât se poate să-și ia viața de la capăt. Zeci de gospodării din Bălăcița, județul Mehedinți, au fost inundate. Ce ați pățit? Ce s-a întâmplat azi noapte? Nici noi ne-am pomenit odată cu apa. Peste noi. Atât. Dar cât de mare a fost apa? Păi de un metru. Aragaz, frigider, de toate. V-a ars toate electrocasnicele? Da, tot. A mai fost o dată, dar ca acum nu. Rupsă porțile și intră în curte peste noi. Ia uite ce e aici. Făină, îngrășăminte, brânză, untură, ce să mai spun. A intrat apa și în case? Este da, tot. Da. Este tot. Trei camere, rupsă, garduri. Vă prevenise cineva că ar putea veni... Cine să ne spune, nu știu, că dacă ne spunea cineva... Ne pregăteam și noi. Măi salva și noi câte ceva. Făina, bine, untura. Și cât a fost apa în, în casă? Păi cam de vreo 15-20 de centimetri. De aseară de la ora 11 a început să plouă și pe la ora 6 deja în localitatea Gvardinița erau 40-45 de gospodării afectate. Asta înseamnă apă în curți, în beciuri. Nu a fost vorba de evacuări. Noi am încercat și chiar am evacuat 3 persoane, dar a fost vorba, 3-4 persoane, dar a fost vorba de o jumătate de oră, după care au revenit la casele dumnealor. Pompierii au adus 5 motopompe și încearcă să scoată apa din curțile și beciurile oamenilor. Gospodăriile localnicilor au mai fost afectate de inundații și în 2005. Oamenii se plâng că autoritățile nu au făcut nimic pentru a evita producerea de noi inundații. A venit ploaie, ce să facem, un om singur aici... N-am avut ce să faci, vitele le-am în deal, în grădină, tot, porcii. A venit apa de pe versanți? Da, a venit totul și s-a revarsă aici, n-a făcut oamenii ăștia lucrare ca lumea. Nu o să facă găurile mari la poduri, a făcut lucru de mântuială. Ploaia torențială a umflat și apele râului Motru. Hidrologii au emis de altfel o avertizare cod roșu de inundații pe Motru. Vizat este sectorul din Amonte de Broșteni. Debitul râului ar putea depăși și cotele de pericol, nu doar pe cele de atenție. În același timp, 4.000 de oameni din partea de nord a județului Mehedinți au rămas fără curent electric după ce mai multe posturi de transformare s-au ars. De asemenea, în Mehedinți nu se circulă pe drumul județean 606B între localitățile Poroina Mare, Stignița, acesta fiind inundat pe o distanță de 50 de metri. Inundat este și drumul comunal din comuna Bâcleș, satul Petra, pe o distanță de 100 de metri. Totodată, traficul feroviar e întrerupt pe magistrala 900 între Drobeta, Turnu Severin și Strehaia, deoarece între stațiile Igiroasa și Prunișor, calea ferată a fost acoperită de apă.